Le luăm pentru imunitate, preventiv și după ureche, doar că vitaminele în exces pot provoca grave probleme de sănătate. Un studiu publicat recent în Statele Unite arată faptul că suplimentele alimentare luate fără recomandarea medicului duc la afecțiuni cardiovasculare și cresc riscul de mortalitate. România este pe primele locuri în Uniunea Europeană la consumul de vitamine. 3 sferturi dintre români au vitamine în speranța că vor preveni anumite boli. Fabius a testat de-a lungul anilor mai multe tipuri de multivitamine. Am început să fac o grămadă de teste de cel puțin 8-10 ani. Ajunsesem să testez în jur de 40-50 de suplimente pe zi, dimineața, după masa și seara. Singurele dăți când mi-a fost rău a fost când am testat și m-am dus la limite și am consumat doze de 15 ori mai mult. A fost o chestie conștientă. Consumul exagerat de vitamine are însă efectul advers și poate provoca toxicitate. Primele simptome sunt greaza și vărsăturile, apoi apar slăbiciunea musculară și aritmiile cardiace. De cele mai multe ori sunt combinate într-o capsulă și oamenii, fără să cunoască, iau două complexuri de vitamine care conțin aceleași multivitamine și multiminerale. Vitaminele A și D sunt recunoscute cu potențial toxic, a declarat Simona Carniciu, medic nutriționist. În ultimii 10 ani, consumul de vitamine în România a crescut cu aproximativ 50%. Cele mai căutate sunt suplimentele pentru unghii sau căderea părului, dar și cele pentru răceală, pe care cei mai mulți dintre români le iau fără nicio analiză sau recomandare. În lipsa unor investigații medicale, carențele organismului nu sunt depistate, iar dozele administrate țintesc greșit. Vitaminele pot fi solubile în apă sau în grăsime. Cele în grăsime ajung cu timpul să se depună pe organe și să fie imposibil de eliminat. Cu timpul, aceste depozite duc la boli cardiovasculare, diferite tipuri de cancer, diabet și demență. La copii sunt vitamine vitale în primii ani de viață, după nu trebuie luate după ureche. Vorbim de vitamina A sau derivația de beta-caroten. Beta-carotenul în doze mari poate duce și la forme de cancer, a declarat Beatrice Peteanu, farmacist șef. Ultimul studiu publicat în Statele Unite arată că cei care iau vitamine în mod constant pot dezvolta boli cardiovasculare grave. Există anumite vitamine care pot să facă rău dacă sunt administrate la pacienți cardiaci, de exemplu dacă în ansamblu de vitamine sunt și vitamina K. Ele pot să interfereze cu medicația anticoagulantă, relatează observatornews.ro.